Bună dimineața, dragii mei! Luni, 15 septembrie, începe școala. Astăzi, aglomerație mare la școli, aglomerație prin prisma copiilor și a părinților, care, bineînțeles, că, sunt acolo pentru că începe școala, spuneam, dar și a politicienilor, la fel, aglomerație mare, o să fie foarte mulți acolo. Toate tipurile de demnitare o să fie acolo, să ia ce? Evident, obolul pentru ceea ce n-au făcut. Temperaturi interesante astăzi, pentru că începe școala. Se anunță a fi o zi oarecum potrivită, 23 de grade maxima, minima pe la 12 grade, un cer acoperit de soare, dar și ceva norișor pe aici pe acolo. Nu sunt șanse de precipitații, cel puțin asta spun cei de la meteo. De dimineață erau în jur de 11 grade, dar probabil că se mai, sau în mod sigur, se mai încălzea ușor, ușor. Se încălzește doar pentru că, spuneam, a început școala. 15 septembrie. Nostalgic, așa un pic o spun. Bună dimineața, domnul Botezan. Bună dimineața, domnule Dorel. Bine ați venit. Adică începe școala astăzi. Văd în fața mea un părinte, nu? Văd un părinte care se deplasează decât la școală, nu? În curând, da. În curând, da. Pentru că cine, în ce zonă școală? Adică ce politician a rondat? N-aveți idee. Cine va fi acolo? Primarul Plinuț Ion Lungu va participa la Generală 3, da. Așa, da. Da. Deci o să aveți astăzi, eu o să fiți într-o companie, să spun așa, decât selectă. Și am înțeles că inaugurarea trebuia să fie la ora 9, dar tocmai datorită prezenței primarului nostru. Va fi la ora 2. Nu, la ora 10. La ora 10, mă. Era o rimă, 9-2 ar fi mers. Da, spuneam, alergătură mare, politicienii astăzi și-au luat liber, tot ce înseamnă parlamentar. Astăzi sunt în teritoriu pentru că vor participa la inaugurarea celor 400 de școli fără autorizație de funcționare. Foarte tare, încă o dată felicitări politicienilor sucedeni. Avem chiar un material foarte interesant, o să vedeți acolo despre ce povestește Gheorghe Lazăr, nu, așa îl cheamă pe inspectorul nostru general, cât este de coerent și de în afirmații, când povestea pe de o parte una și pe de cealaltă parte alalaltă. Și asta la interval de vreo 2 minute. Dar o să ajungem la revista presă și o să vedeți, chiar o să fie un deliciu. Și trebuie spus că această situație catastrofală din învățământul sucevean este rezultatul muncii tuturor celor trei partide importante, și PSD, și PNL, și PDL. Toate au fost la un moment dat la guvernare, la guvernarea și națională și locală. Și-au dat mâna peste timp. Da, și-au dat mâna peste timp. Această problemă din școlile sucevene nu este de azi, de ieri. Deci toate aceste partide au tratat cu cea mai mare indiferență și nesimțire această problemă a școlilor și a condițiilor normale de învățat pentru copiii suceveni. Aceasta este adevărata față hidoasă a politicii sucevene, care este preocupată doar de buzunarul propriu, iar de binele public nimic. Nu oferă niciun fel de viitor acestui județ și elevilor și copiilor din acest județ. Este absolut, cum să vă spun, o rușine ce se întâmplă în acest județ de foarte mulți ani, nu de acum. Da, dar e adevărat, nu se întâmplă nimic. Vestea bună, să puneți ghilimele de rigoare, este că nici în perioada următoare nu se va întâmpla nimic, chiar dacă am văzut ieri, mi se pare, ieri, da, a fost la Dumbrăveni, evident, cine, primul ministru, a fost să inaugureze acolo grădiniță și a ținut o promisiune, a dat niște bănuți și n-a venit cu mâna goală, a venit și cu, ai fost... Ai stat la masă cu premierul acolo? Ai fost la pește cu premierul? Ai, băi, ce bă. Deci nu, de asta nu scrie aici, cu peștele. Și bineînțeles, pentru că a fost o, cum să-i spun eu, a fost o manifestare politică, evident, nu avea nicio fel de legătură cu școala, foarte mulți politicieni au fost, arhicunoscutul senator de Suceava, Neagu. Da, știți cine e Neagu? Da. Deci nu pot să cred. Da. Omul, adică să-ți bate în parlament. Deci, nu asta, deci deja nu pot să cred. Omul se zbate în parlament. Eu sunt senator de Suceava, el e de Rădăuți și Ret. Cum? Dar ce e interesant la acest eveniment de la Dumbrăveni, evenimentul de la Dumbrăveni arată că românii l-au împușcat absolut degeaba pe Ceaușescu. Absolut degeaba. Deci, la 25 de ani de la această împușcare, da, fenomenele sunt în continuare, nu la fel, mai rele. Adică este chemat cel care va fi votat în decembrie, președintele României. Socialistul, da. Da. Deci numai la evenimente de-astea festiviste,
La Tea Panglici, la singura grădiniță reabilitată din județ. De ce? Într-o localitate unde de obicei la adună voturi. Asta se întâmplă. Dar cele 400 de școli din județul ăsta care nu pot funcționa ca lumea, de ce nu era dus acolo? Până la urmă el este prim-ministru, se rezolve problemele României. Nu să meargă ca Ceaușescu numai la Tea Panglici, nu? Corect. Corect. Și vorbim totuși de un politician tânăr în care, la un moment dat, România, alegătorii și-au pus foarte, foarte mari speranțe. Și am obținut, de fapt, ceea ce ne-am dorit și ce am știut la vreme că o să ne aștepte, nu? E un soi de totalitarism și ăsta, adică e cu o formă de asta mult europenizată, mult, nu? Mai e altfel, nu o față umană în niciun caz, dar, nu, e altfel, un alt fel de totalitarism. Dar, într-adevăr, ce-am și cu asta, ce-am făcut, ar spune Tănase, nu? L-am împușcat pe Ceaușescu, ok. Și Tănase ne-a spune și cu asta ce am făcut. O mare lucru. Adică ne-am întors în timp. Am făcut așa o întoarcere în timp, un arc peste timp. Dar spuneam, la Dumbrăveni, o să discutăm, că avem un material și pe această temă, o să vedem, la Dumbrăveni au fost acolo niște polițiști de excepție. Da, spuneam, trebuie, de quasi da, extra. Dar trebuie spus că Victor Ponta vine în ultimele 6 luni, cred că a 3-a oară în aceeași localitate, da? Da. Din câte țin eu minte, a treia sau cred că a treia oară. Cred că în ultima lună cel puțin a fost de 2 ori. Deci, oricum, de mai multe ori în aceeași localitate. Dar de ce nu merge și în localitățile cu probleme? Până la urmă, cum spuneam, este prim-ministrul României, el trebuie să meargă acolo să impulsioneze. Adică noi ne ocupăm de 1% și restul de 99% cu ei le lăsăm. Adică cine ar trebui să se preocupe de restul problemelor nerezolvate? Adică nu este normal. Și dacă s-ar fi uitat doar un picuț în zonă acolo, adică n-ar fi trebuit să meargă foarte departe de acolo. Dacă ar fi, nu știu, mers, spre exemplu, nu știu, la Vereș, dau și eu un exemplu, sau la Sălăgen, la școala de la care face parte, nu din comuna Dumbrăveni, da, dacă mergeam la școala din Sălăgen, spre exemplu, da, uite, mi se, da, deci acolo ar fi descoperit fața umană, ca să spun, nu știu, reală, învățământului, nu? Da. Deci a fost să inaugureze și pe aia acolo și să spună, mamă, ce grozav am venit, sunt aici la voi, nu? Dar, până la urmă, toate astea nu se puteau întâmpla dacă acolo n-ar fi fost veniți gloata, nu era gloata prezentă, nu erau veniți oameni acolo prezenți, pentru că a venit premierul. Și au venit demnitarii și s-au închisuit care mai de care lângă premier acolo să iasă cu certul în față. Da, politicienii suceveni s-au îngrămădit în jurul mărgicii scremute, așa, făcute acolo în județul ăsta, s-a făcut o mărgică. Și toți s-au adunat în jurul acelei mărgici ca să minuneze, să se pozeze, să se dea, să se umfle în pene. Dar de ce această îngrămădeală nu este la școlile cu probleme? Păi nu o să meargă, nu o să vedem astăzi. Spre exemplu, sunt curios, aș vrea să văd un politician, un demnitar, unul singur, vreau să văd și-o pe ăla, care va merge, spre exemplu, să participe la inaugurare, la o deschidere de an școlar, la o școală cu Buddha în capătul grădinii, care nu este avizată din punct de vedere sanitar, să spună acel politician, acel demnitar, să-și asume, spre exemplu, nu, faptul că vai, să zic, bă, până când, cât am eu mandatul ăsta, până în 2016, dacă sunt deputat sau senator, am să mă preocup ca școlicii ca asta, spre exemplu, să aibă și autorizație la un moment dat, adică să aibă grup sanitar, regulă. Asta aș vrea să văd, dar nu o să fie nimeni. Despre ce investiții vorbim, un grup sanitar, în condițiile în care, nu știu, un vas de toaletă, da, e 150 de lei, o chiuvetă e tot vreo 100 de lei. Nu, dar am început să vorbim de chestii. O cutie de vare, tot. Adică nu vorbim de un zgârienor, nu vorbim de un laborator, nu știu, informatic. Adică noi lucrurile simple nu știm să le rezolvăm. Adică vorbim de budă totuși. Da, nu știu cum, adică vorbim de o budă. Despre ce vorbim aici, da? Nu sunt autorizate sanitare pentru că oamenii, copiii acolo n-au bude așa cum trebuie, cu apă, cu condiții, da? Deci pur și simplu asta se întâmplă în Românica anului, în Românistanul anului 2014 și ei merg astăzi să culeagă roade. Apropo de o scurtă paranteză, citeam un articol al unui lingvist reputat, Dan Alexe, care spunea că cuvântul hazna în română a intrat pe fileră turcească din limba persană, ori în tot spațiul acela Asiei Centrale, hazna înseamnă realmente camera tezaurului. Mm. Adică în orice instituție unde se ține tezaurul, se numește hazna. Numai în limba română a luat acest termen de Buddha din capătul curții. Păi, într-un fel, e tot camera tezaurului, dacă stai bine să te gândești. Da, și iarăși... Dar de mult aloci, ca să zic așa. Și iarăși acest lingvist spunea o chestie foarte interesantă. Cuvântul rahat în limba română este preluat pe aceeași filieră,
în limba persană venit pe filieră turcească înseamnă deliciu, adică acel dulce, acel deset, de fapt s-ar traduce o bucată de deliciu, de un deset. Există cum ar veni. Există și varianta, da. Deci la noi la noi am preluat, și da, ambele variante. Da, la noi s-a preluat și acest termen, da, întors pe dos. Da, într-adevăr, că n-am niciun fel de legătură. Adică amândouă nu se nicăieri. Da, adică politicienii suceveni întâmpină noul an școlar, îi întâmpină pe elevii din județul Suceava cu camera comorilor și cu delicii. Da, într-adevăr. Mai mult decât atât, am văzut un Remus Precopie care anunța borfăiala sau neborfăiala sau ce se va face sau nu se va face pe perioada acestui an școlar, adică ce schimbări vor fi și care și ce schimbări nu se vor produce. Cert este că pe parcursul anului școlar, cadrele didactice vor primi 150 de euro pentru dezvoltare profesională și ca și noutate era mult discutată inițiativă de a cei care nu au luat bacul să poată să se înscrie totuși la cursurile unei facultăți, să poată să dea și examene, să beneficieze de credite și după un an de zile, dacă își iau bacul, să poată trece automat în anul 2. O inițiativă foarte noi, interesantă inițiativa asta. Și că am văzut o chestie, o glumiță așa pe portată pe Facebook, pe rețelele astea de socializare, știi? Era ceva de genul ăsta, spunea că, apropo de BAC, spre exemplu, una din condițiile obligatorii ca să poți să dai la o școală de poliție era și este în continuare ci că să fii picat bacul de 3 ori. Dacă nu ai picat bacul măcar de 3 ori, nu poți să dai examen. Mă rog, au început și glumele pe tema asta, poate într-un fel chiar justificate. Absolut chiar justificate. Apropo de avioane, că tot am eu o problemă cu ele, la Malaysia Airlines, după ce a avut problemele cu avionul care unul pierdut, unul dezintegrat, unul motivat de ce se întâmplă la ruși, celălalt pierdut undeva prin ocean, continuă cu probleme de genul ăsta, tehnice de data asta, nu prea reușesc cei de acolo să găsească soluția să-și ducă treaba, să-și facă treaba, pentru că apar tot felul de lucruri. Am văzut chiar, vorbind de musulmani și de problemele pe care le au, în general, țările, hai să spunem, dezvoltate, Statele Unite în special, cu zona musulmană, am văzut o nouă decapitare, nu în direct, a unui cetățean britanic, da? O reacție a lui Cameron, am văzut pe undeva, a lui David Cameron, membrii grupării statului islamic sunt monștri și nu musulmani, spune David Cameron, care este premierul unui stat care, în care musulmanii, să zic așa, mărșăluiesc, fac ce vor ei, și un stat care ușor, ușor se îndreaptă către o, cum să-i spun eu, către o musulmanizare peste vreo 20 de ani, prin Franța. Prisma, și, ca și Franța, de altfel, ca și toate țările care au avut colonii și care la un moment dat i-au adus pe musulmani să le... Dumneavoastră ați spus într-o emisiune că cel mai des folosit nume la copii în Stockholm, parcă ați spus, da, nu? Da, da, era Mohamed. Mohamed, nu? Da, tocmai. Da, e important de precizat că această timiditate a Occidentului de a reacționa la această apariție a statului islamic, a Levantului și Irakului, este faptul că acest stat, aceste grupări au fost înarmate chiar de Occident și au fost finanțați chiar de Occident în lupta împotriva regimului al-Assad din Siria. Adică aici e paradoxul. De asta ei au reacționat atât de târziu și atât de prudent și așa foarte cu mănuși cu existența acestui stat terorist, putem să-i spunem, tocmai pentru că în istoria foarte recentă, tocmai Occidentul a finanțat și a înarmat aceste grupări teroriste. Încercăm să rezolvăm problema cu Siria, cu al-Assad acolo, cu regimul. Da, cum trebuie spus că în timpul invaziei sovietice în Afganistan, americanii au fost cei care au pregătit, înarmat, finanțat talibanii ca mai apoi la 15-20 de ani să lupte chiar cu gruparea finanțată de ei. Clar, cu talibanii. Spuneam istoric, până la urmă, probabil că statele astea dezvoltate, statele care au avut colonii de-a lungul timpului, de, eu nu știu, statele din zona francofonă, care au avut legături cu Maghrebul, tot ceea ce semna, nu știu, Algeria, Maroc, ce forma acel Maghreb,
Tunis, Alger, nu? Tot ce a semnat zona respectivă, într-un fel e o plată, e un payback ceea ce se întâmplă lor acum, pentru că au adus din zonele respective muncitori care au dezvoltat, e foarte adevărat, le-au făcut, au participat, nu neapărat l-au făcut, dar au participat, cu plată, evident, dar au construit autostrăzi, tuneluri, nu știu, metrou și așa mai departe. Tot au participat și până la urmă au venit și au făcut, și-au pus bazele aici. Sunt foarte prolifici, ca să nu, să folosim demografic, stau foarte, foarte bine și ușor, ușor au început să creeze o problemă. Au început să devină o problemă de care occidentalii sunt și nu sunt conștienți. E așa. Ia ca sunt, ia ca nu sunt. În istorie au existat numeroase exemple în care, în ghilimele spus, barbari au preluat vechiul stat și l-au dus mai departe. Imperiul Roman a căzut sub loviturile germanicilor. Imperiul Britanic, moștenirea sa a fost preluată de țara emigranților Statele Unite. Rusia Chieveană, în momentul spargerii ei, moștenirea sa a fost preluată de slavii combinați cu fino-ugriși din pădurile Nordului, din zona Moscovei. Există foarte multe teorii legate de cum un vechi nucleu sau tradiția politică și culturală a unui vechi nucleu este preluată de noi veniți. Și atunci este într-adevăr o revanșă a sudului Mediteranei față de nordul Mediteranei, care încet, încet prea... am văzut un studiu care spunea că grupul religios majoritar, majoritar ca și grup, în Franța deja a devenit e religia islamică, pentru că catolici practicanți mai sunt undeva în jur de 10% din francezii clasici, să spunem. Da. Pe când grupul majoritar este cel musulman, care a depășit deja două cifre, să spunem așa. Și problema este că în grupurile în care acești musulmani sunt minoritari, fac prozelitism și din rândul populației mai vechi, cum ar veni, și care vine către acest... Da, și sunt foarte activi, pentru că, trebuie spus, lăcașele lor de cult sunt pline, familii cu copii foarte mulți, familii numeroase, se dezvoltă... Cu rețele de clan care interacționează, adică au și un anumit tip de organizare familială și socială foarte interesantă, de tip rețea. Adică vin ceva de genul, am putut să văd, am mai spus-o și cred că o repet, dar merită, pentru că e un pericol, e un semn de întrebare, e un semnal de alarmă. Am văzut zone, spre exemplu, în Bruxelles, în care se vând locuințe, zone virgine încă acolo încă nu sunt musulmani, etrangeri, nu știu, români, bulgari și așa mai departe, ca să ne referim doar la noi, și vecinii noștri, și unde anunțurile de vânzări de locuințe, spre exemplu, sunt foarte, foarte clare. Vând, exclus musulman, român și așa mai departe. Adică pune lista cu vinde, dar și cui nu vinde. Știi? Adică dacă poate să vândă, nu știu, unui flamand, spre exemplu, sunt zone unde nu se acceptă, nu cetățeanul belgian, nu-l acceptă pe cel care nu este flamand, spre exemplu, doar pentru că nu-i flamand, pentru că nu se apropie, să spunem, ca și vorbă, ca și port, să spunem așa, de zona germanică, dacă vrem, nu știu, nu neapărat de zona francofonă. Adică până acolo s-a ajuns, încă mai sunt, spuneam, dar în aceeași măsură am văzut zone din buricul Bruxellesului și nu numai, și în buricul Parisului, care sunt efectiv colonizate, sunt ocupate, poți să spui, de cei din zona musulmană, efectiv, adică au cumpărat case cum e la noi, știi? Dacă vrei să faci rău unei zone, vinzi casa unui rom. După ce ai vândut-o, nenorociți zona, din punct de vedere imobiliar, să spunem. Pentru că nu mai pot să vină doar ei acolo, că alții nu mai cumpără case. Așa s-a întâmplat și acolo, și exact același lucru. Au venit, au aruncat, au pus anatema și au plantat acolo, după care au cumpărat celelalte locații pe nimic aproape. Și așa au ajuns ușor, ușor să colonizeze aproape, nu știu, să-i colonizeze pe colonizatori. Ușor. Am văzut un studiu, spunea, după 20 de ani, de acum încolo, în 20 de ani, musulmanii vor fi mai mult decât majoritari în Londra, spre exemplu. Adică, da, 50 de ani e scurt să fie Republica Islamică Franța sau Marele Regat Musulman al Marii Britanii. Sau poate Amicii Britanii, dacă între timp Scoția se rupe ales că scoțienii, în marea majoritate a lor, sunt catolici față de
partea de sud a insulei care sunt anglicani, cum se știe. Da. Cum și în România există o vorbă care spune așa: rețelele de sociabilitate în mediul urban mare se bazează pe masonerie, iar în mediul rural și a urbanului mic pe cumătrie, nu? Care da, este o realitate. Și este, este. Ne mai putem vorbim și de cumătriile alea politice, care sunt cumătrii de cumătrii. Sunt cumătrii de cumătrii, orice am spune noi. Și ca să ne întoarcem un pic acasă, am văzut lupta politică merge mai departe. Pe, la începutul noiembrie, cred, nu? Pe 3 noiembrie. Oare am greșit sau am spus? Aici, părerea mea, aș face o mică observație. Nu este nicio luptă politică. Lucrurile sunt clare. Turul 2, Ponta cu Klaus Iohannis. Da. Lupta între ginere și android, da? În care ginerele are un avans substanțial, e greu de ajuns, doar dacă ginerele se împiedică, nu? Da. Și rămâne androidul. Și dacă dreapta nu va reuși, cred eu, nu știu, vreau să cred, hai să spunem că vreau să cred, cred că mă mint singur, dar vreau să cred că dreapta va găsi o soluție. Acum încercam sociologic, așa am zis, bă, poate ăștia sau încercam să găsesc o explicație, că așa suntem noi, știi, găsim întotdeauna explicații la ce se întâmplă. Era ceva de genul, bun, electoratul ăsta de pe partea dreaptă s-a divizat și candidații s-au împărțit așa pentru că încearcă să-i adune într-un fel sau altul pe oameni și să-i motiveze să vină la vot. Adică, nu știu, sunt o parte dintre cei care vor vota Monica Macovei pentru că, nu știu, ce a făcut ea în zona justiției, în zona Parlamentului European și așa mai departe, e văzută ca o tipă neafiliată, să spunem, mafiei cu bani, cu banul public și așa mai departe. Deci, în zona asta undeva, și am zis, bă, poate acolo se vor strânge niște, nu știu, niște voturi. Și a mai punctat Monica Macovei foarte bine electoral zilele astea. A spus o chestie care sigur îi va aduce foarte multe procente, a cerut scoaterea religiei din școli. Adică părerea mea foarte inspirată. Sigur va ajunge în turul 2. De inspirație, da. E super, da. În condițiile în care guvernanții, am văzut, fac Ponta a dat o grămadă de bani către arhiepiscopii, către patriarhie. Au avut ordonanța aia cu 19.000, 16.000, nu știu câți de cântărețe. Adică bisericește, adică cum să spun, a mers în zona darurilor, a dat fără număr. Deci Monica Macovei care s-a trezit vorbind la fel. Deci părerea mea nu va ieși din alea 3,5% nicicum. Da. Acolo rămâne. După aia am zis, bun, ok, acum vis-a-vis de dezvoltare și așa mai departe, era un proiect, infrastructură, nu știu, poate un picuț și Elena Udrea, și în zona administrației, Klaus Iohannis, și în turul 2, să spunem că tot s-ar putea pune mâna și să adune 3 și cu 2 și cu 1 și cu 7 și cu 10 și să facă ceva. Nu știu dacă se va întâmpla așa sau nu, habar n-am. Deci, la modul cum nu se mișcă și nu cum nu fac ei nimic, și la modul cum face, prin prisma promisiunilor electorale, guvernul și, evident, Ponta... Și aș mai face totuși o corecție. Deci, după părerea mea, în România nu se bate stânga cu dreapta, se bate stânga cu stânga. Pentru că în România nu există dreaptă și vă spun și de ce. Una, candidații dreptei sunt oameni care au lucrat la stat. Klaus Iohannis a lucrat toată viața lui la stat, da? A fost profesor. Vasile Blaga a fost șef de vamă, provine de la stat. Gheorghe Flutura vine din zona silvică, a lucrat la stat. El n-a lucrat privat, din câte știu eu, o oră sau în fine. Deci este o așa zisă dreaptă care provine din zona de stat. Noi știm în România marile afaceri au fost făcute numai de ori de persoane, ori de moștenitori lor proveniți din zona Partid Securitate, Servicii Secrete, da? Deci noi avem un capitalist, da, noi avem un capitalist de carton. Deci noi în niciun caz nu putem spune că noi în România avem o dreaptă. Deci în România tot timpul se bat facțiuni ale FSN-ului, stânga cu stânga se bate. Nu, deci la noi conceptul de dreapta nu există. Pentru că dacă ar fi existat în 25 de ani, noi am fi văzut lucrul ăsta. Că aș vrea să vă contrazic, există totuși mare formațiune politică, adevărații liberali, conduși de Tăricianu, care vor fac o dreaptă, fac o opoziție, da. Fac o dreaptă. Deci ei au fost capitaliști care, ca și Mihail Cogălnicianu pe vremuri, s-au îmbogățit din comenzi la stat. Știți afacerea cu mașini Citroen la Rom, exact, Telecom, exact, etc. Exact. Sunt foarte multe. Nemai curând, apropierea pe care o dă el tot spre stânga, adică spre guvernare, da. Guvern, da. Ponta. Exact, sublinează lucrul ăsta. Deci la noi marile afaceri se fac întotdeauna capitaliștii români, fac averi în
relația cu statul. Adică asta e lucrul cel mai interesant. Dar în zona aia s-au putut face averi, pentru că în zona cu statul, dacă am fi să mergem în zona privată, sunt foarte puțini cei care au reușit să facă ceva bani, nu foarte mulți, fără implicarea statului, pentru că discutam, spre exemplu, de, nu știu, de tipul ăsta care spune că cel mai bogat român, Nicolae, sau cum îl cheamă, nu? Fost ofițer de securitate. Păi de-aia vă spun că la noi nu există stânga cu stânga, nu e niciun capitalist. Și el a beneficiat foarte mult, spunea el, bun, dar am ținut locuri de muncă, am făcut nu știu ce, dar a avut ajutor de stat prin prisma subvenționării gazului și așa mai de tot felul de subvenții de genul ăsta ca să facă să meargă o întreprindere, justificarea fiind, da, am creat și menținem locurile de muncă, când în definitiv vorbeam de profit. Al cui? Al lui. Venit de unde banul și profitul? Din ajutorul pe care îl dea statul. E foarte clar. Ei, oricum ai dezvolta-o, tot la stat ajungi până la urmă și statul fiind cel mai bun finanțator, să spunem, al zonei private și al comuniștilor, al socialiștilor și al capitaliștilor ligator, nu? Existau analiști care spunea așa, adică s-a pus problema, de ce în România nu s-a dezvoltat o mafie, cum a fost în Rusia, în Bulgaria, în Albania? Și explicația era foarte simplu, pentru că în România mafia este însă statul. Adică controle, dacă funcționarii înalți de stat pun mâna pe cineva, ăla crește într-o zi, cât alții într-un an, devine foarte bogat. Dacă instituțiile statului pun mâna pe altcineva, ăla decade, îl nenorocesc. De-aia, practic, nici nu e nevoie să împuși pe cineva pe stradă, cât îți vine trei controle și efectul e același. Deci nu, singur, adică nu mai trebuie. O faci singur, că s-a terminat. Adică, în orice caz, marile averi în România s-au făcut în curtea... Și se fac în continuare. Și se fac în continuare cu acordul, sprijinul și cu buna direcționare a organelor de stat. Indiscutabil, și dacă ne uităm pe lista celor bogați din România, cei din grupul celor 300, nu din care sau, nu, o să vedeți că acolo sunt numai cei care lucrează în zona business-ului, într-adevăr, cu statul. Nu știu, la infrastructură, drumuri, autostrăzi, tot ce înseamnă acolo unde sunt, e numai zone unde investește statul și unde banii sunt găsiți, sunt ușor de luat și, bineînțeles, parandărătul, să nu uităm de el. Și ca să ducem mai departe tradiția Romei imperiale, tot timpul există un coloseum mediatic în care populației se dă lupte de gladiatori, circ, pâine, lupte cu fiare. Și toată lumea strigă sânge, sânge, vrem sânge, omoară, ucide-l, fă-l bucăți și așa. Exact, ne-am întors în timp. Chiar într-adevăr. Dar nu s-a schimbat absolut nimic. Poate un pic mai puțin sânge real, să spunem, doar nu sânge de ăsta pe pereți, un sânge mediatic. Nu? Iar singura libertate este în felul următor. Există o clasă politică care e cam la fel, nu e mare de deosebire, iar libertatea ta este să-ți alegi doar din acest cerc, nu din altul, cine vrei să te jefuiască. Spui, domnule, aș prefera tura asta să mă jefuiască X, data viitoare vrei să te jefuiască Y. Deci asta e, într-adevăr, libertatea care ți-o oferă. Și mai și lăcrămăm pe chestia asta, adică mai și dăm, găsim pui și pasiuni, justificare. Da, spui, băi, adică stai, bă, dar săracul, bă, uite, băi, năcăjit, e amărât, bă, lasă-l, bă, și pe ăsta, bă. Da, eu care spun lasă-l pe ăsta, sunt mai amărât, adică eu sunt amărâtul amărâtului, în realitate. În sensul că, știi, nu știu, pensie de 350 de lei. Da, dar satisfacția de a primi odată la 4 ani o găleată, părerea mea că merită acest efort. Sau pereche de șoșoni, cum să nu merite? Sau pereche, adică cum să spun, pe principiu, bă, dar e o pereche de șoșoni pe care scrieți, par exemplu, nu, dreptate până la capăt. Bă, dar primește o șapcă. O șapcă? Nu? O șapcă cu care ce faci? Măsori pește. Ca să... Cum adică nu știți zic? Cu șlapul, nu era cu șapca? Cu șlapul? Cu șlapi. Dreptate până la capăt. Adică iei un șlap cu care dreptate, poți să faci șlapul absorbție, nu? Da. Sau adică șlipul absorbție. Deci poți face orice. Adică lucrurile la modul ăsta merg. Am văzut, aveam un material iarăși foarte interesant despre marea, extraordinară, fabuloasa lucrare de la de pe Rarău, de acolo, de ce Chiril. O să vă arătăm și imagini. Acolo, bineînțeles, a fost o frumoasă feciorească, o frumoasă baie câmpenească. S-au filmat. Deci, da, Consiliul Județean Suceava, cu acest drum Rarău-Chiril, va intra clar în cartea recordurilor Guinness. Deci, părerea mea, în curând va fi un boom mediatic pe acest subiect în toată lumea. Pentru că, pentru prima dată în lume, un Consiliu Județean a făcut o pistă, că acela nu este un drum, este o pistă pentru trolere.
Deci eventual. Este atât de îngustă, dacă s-ar putea da... Da, ajungem la materialul, să dăm acolo, la revista Presi, o să arătăm și imagini cum arată, adică e jenant și să vii să te lauzi. Da, deci nu-i drum, e pista de trolere acolo, da. Sau, deci, da, ca și lățime, putem foarte ușor compara cu pista de biciclete, care se termină întotdeauna în gard, în stâlp sau în copac, care avem noi în municipiul Suceava, da, și aia e la fel. Adică da, e deci o pistă acolo de biciclete. Acolo, cel mult, două skateboarduri, unul lângă altul. Cum are ce greutate. Cum are ce greutate. Adică din skate caz, fac ceva da. De genul ăsta, știi, se lasă unul într-o parte, cealaltă în cealaltă parte, ca să nu-și rupă oglinzile, știi, ca zic, planetarele, adică aripile, știi, mâinile. Deci, că rest, hai să fim serioși. E un drum cred că are lățime 2 metri. Da. Asta e drumul pe și care n-ai la... Și n-ai nicio șansă, că într-o parte e râpă, în cealaltă parte e munte. Adică n-ai, știi, dacă mergi încă, deci dacă mergi... încă o lucrare făcută cu cap, făcută în județul Suceava. Oameni, da, inginerească, deci, foarte tare, da. Foarte super, o investiție făcută cu cap, o investiție făcută care ar să aducă stari multe. Are să dezvolte, are să și un boom în zonă, dar nu că are și numai un boom. Că are și un boom. Părerea mea că acolo pompierii și smurdul ar trebui să-și deschidă un punct permanent în zona respectivă. Pentru că la 2 metri, vă dați seama când se vor intersecta două autovehicule, nu doi skater, nu? Dar acolo ce s-a întâmplat, într-adevăr, a adus zone respective, a adus ceea ce trebuia să-i aducă. Acolo ușor se vor coborâ, spre exemplu, nu oile de la munte, sau și oile de la munte pe drumul respectiv, că e mult mai dar nou. Dar nici alea nu cap la 2 metri, adică unde să... Trebuie să meargă așa într-un șir, nu? E ceva de genul... Sau vor mai coborâ buștenii, frumos că se târie mai frumos buștenii, spre exemplu, pe, nu, pe asfalt, pe, vor merge cu caruțele, să care vă 2-3 copaști. Ca, mă rog, pentru asta probabil sunt investiția. Cum au făcut cei de la direcția silvică în parcul Șipote, au tăiat vreo 4 copaci, că normal, că asta interesează, masa lemnoasă, nu altceva, i-au tărit cu caii pe aleile respective și au făcut acolo o scurmătură și o mizerie de nedescris. Numai bine ce primăria atunci cu festivalul rock făcuse puțină curățenie în parcul ăla, iar în urma lor au răsat dezastru. Au venit rockerii de la Silvic, da, exact, da. Nu, rockerii de la Patrauț au venit, da. Și-a lăsat dezastru. BNR-ul spune că astăzi euro-i cotat la 4,4184, acum 4,42, să nu mai agățăm de firfirei. Dolarul american cotat la 3,4197, spuneam, dolarul american foarte stabil, a crescut, a redus distanța între el și euro, se mișcă foarte bine dolarul american, păi, e de urmărit ce se va întâmpla. Păi ce am spus, că mare câștigător a summitului NATO din țara Galilei este Statele Unite, că vor clar primi foarte multe comenzi, normal. Absolut. Cine împarte, parte își face, nu? Întotdeauna, întotdeauna. Și tot ce s-a întâmplat, nu știu, Irak și așa mai departe, a fost doar o parte, nu știu, mă întreba, de petrol, de, nu, de resurse, dar în niciun caz altfel. 15 septembrie, remember, 1789, s-a născut scriitor american Fenimore Cooper, 1890, s-a născut Agatha Christie, scriitoare engleză. 1894, s-a născut regizorul francez Jean Renoir, iar în 1928, Alexander Fleming a descoperit o substanță antibacteriană pe care a denumit-o penicilină. 1968 s-a dat start o stație interplanetară Zond 5, care pentru prima dată a înconjurat Luna și s-a întors pe Pământ. Astăzi este Ziua Națională a Republicii Costa Rica, Republica El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua. Bă, cum au reușit toate astea în aceeași zi să sărbătorească? Când mai, nu, sunt din aceeași zonă, adică de acolo, de undeva, nu? Și America pesea, Centrală, nu? Și-am impresia că Costa Rica e dominion american. E un stat nerecunoscut american, așa am impresia, dacă nu mă știu. Da, sunt, nu e interesant, adică sunt din aceeași zonă, undeva de acolo. Și toți pe 15 septembrie, mă rog. Da, luăm publicitate însă și după ne reîntoarcem. Spuneam, avem câteva titluri interesante din presă, le povestim, publicitate, revenim. Vino la Oscar Wilde Pub. Da, presa de astăzi spuneam câteva titluri interesante și o să începem cu titlul săptămânii trecute sau nu, cum să zicem noi, arestarea săptămânii trecute sau ridicarea sau macaragiul săptămânii trecute, ceva de genul ăsta, nu? Deci vorbim de primarul Olrean de la Rădăuți. În pagina a doua din Monitorul de Suceava, potrivit legii, spune presa, pe Aurel Olrean l-așteaptă suspendare din funcție de primar al municipiului Rădăuți. Ca să spunem ce s-a întâmplat, cu toate că a fost plină și presa,
și nu prea. Săptămâna trecută, oare și zis-o și fost asta, cred că joi, nu? Dacă nu mă înșel, parcă așa ceva joi sau vine, parcă totul așa înclina spre joi, a fost ridicat primarul Aurel Olărean din primărie, cei de la DNA l-au invitat în primă fază să facă cu ei o excursie până la București, a fost o chestie așa de agrement în primă fază, hai să ne plimbăm, să vedem, era frumos, cald afară, era pe jurul amiezii ceva. Adică turul E85. Da, da, da. Se vadă E85, mai trebuie să făcute investiții, nu mai trebuiesc, numai că turul s-a transformat în primă fază într-un mandat pe 24 de ore, mandat care a fost prelungit imediat de instanță, nici măcar n-a fost o noutate, adică nu era ceva de genul mamă, adică oleu să vină după 24 de ore acasă, nu, nici pe se aștepta ca mandatul respectiv să fie prelungit. S-a prelungit, spuneam, cu 30 de zile, 30 de zile în care Olărean are de cujetat. De cujetat, el, mă rog, da, vedeți și la ce s-a ajuns cu soarta haiducilor, da? Deci acum 100 de ani faptele haiducilor erau cântate în balade. În prezent, faptele haiducilor sunt cântate în cadrul referatelor DNA. Adică, într-adevăr, o mare transformare și se pare că este o... Tot un fel de ocupație, da, este o ocupație pe cale de dispariție haiducea în România. Adică... Haiducea în forma care o știm noi. Da, da, exact. Cântatul în baladă, deja în stilul nou, să spune, cântatul către DNA sau datul din casă sau datul în primire mai degrabă, nu? Ca să definim altfel haiducia, a devenit ușor o modă, adică ceva de genul, nu știu, te ridicăm, te luăm și lasă că spui tu și ce ai făcut și n-ai făcut și ce vei de gând să faci. Da, știi? Adică moartea voinicului de limba privighetorii, nu? Nu de barda calicului, că de barda voinicului, nu? Ca să zicem, sau a calicului. Da, spuneam, Olărean a prins... e adevărul că Olărean s-a chinuit. El și-a dorit mandatul ăsta de 30 de zile. Am senzația, nu? Deci, am muncit pentru chestia asta. Adică omul e un cununare, să spunem, a muncii. Adică stătea seara și spunea, doamne, am făcut-o pe asta, nu mă prind. Băi, ce să mai fac ca să atrag și eu atenția acestor organe? Nu, da. Nu, adică organele erau, făceau și dregeau, dar numai n-au reușit să-l atragă. Chiar am văzut înainte de a intra în DNA, era o reacție la Olărean care spunea ceva de genul că este nevinovat, toți, cum ajung la DNA, băi frate, de la Voiculescu încoace, adică sau și înainte și după, toți sunt nevinovați. Deci nevinovați și doi, foarte bolnavi. Da. Brusc. Li se face rău. Bine, deocamdată nu, dar nu e exclus. Li se face lor, tratament. Da, exact. Nu, dar el mergea la tratament în Dominicană, spre exemplu, avea acolo, făcea un tratament intensiv, la fel ca și în Ușor Constantinescu, spre exemplu, în Florida, care încă la da. Tratament, nu? În Florida, da. În Florida, stă acolo și se tratează foarte tare cu trabuc, cu berry, și el face, de fapt, face un nou tip de chimioterapie, pentru că el a plecat acolo, fiind într-o stare avansată, adică era pe pat de moarte, adică era ultima șansă. Acolo, the last minute era acolo, adică ultima șansă de relaxare. De relaxare, da. Și în loc să vină la o terasă pe care o promovăm noi, de vis, și făcea o șansă de relaxare, omul s-a dus în Florida. Că, da, Nicușor Constantinescu. Am văzut tot felul de mandate de realizare, adică ne facem și de rahat, știi? Nu ne facem de rahat, ne facem, de ca să spunem pe aia la altă, cu aliniuță, aliniuță, at. Și să punem cuvintele, care, literele care lipsesc cu adevărat și să nu, nu? Deci ne facem și de poveste, să zic așa, noi. Românii, noi autoritățile din România, nu? Care trebuie să-și facă treaba și ceva de genul s-a emis un nou mandat de aducere al lui Nicușor Constantinescu. A expirat mandatul de aducere al lui Nicușor Constantinescu. S-a emis un nou mandat internațional de arestare al lui Nicușor Constantinescu. S-a perimat, s-a dus dreacul, ca să zic așa, adică iar nu-i de actualitate, știi? Da, o scurtă paranteză. Vă rog. Știți celebrul caz al haiducului Nicolaiciuc de la CFR, știți, nu? Tipul care stă în libertate, care... Da, care a fost căutat ani de zile, care, nu știu, a ajuns în România, deci ăla a dat niște găuri la CFR, deci de... Monumentale, deci, monumente. Deci, părerea mea, la cât a devalizat ăla, a trebuit să se facă un loc pe coloana lui Traian, adică undeva să... Și mai mult decât atât, cred că universitățile, nu, în zona fraudelor economice, știi, ar trebui să... Da, Universitatea Botoșani, Universitatea Rahova, să fie chemat să predea celorlalte. Să spună, băi, dacă tot faceți din astea, dacă mai aveți de gând să faceți, băi, cam așa se face, adică omul să dea niște lecții, știi? A ajuns în România, în sfârșit, pe mâna justiției, după foarte mulți ani. Ce face justiția din România? La trântii de pământ. Da.
L-a trântit de pământul moale, da, în sensul că, deci una, toate acele mari tunuri de fapt le-au dus zona că de fapt nu s-a întâmplat nimic, omul a impresia că e liber acum. Nu, e sigur liber. E liber, dar nu are nicio problemă. Și se bucură, da, de imperiul lui de la Pogioreta. Da. Acolo este un... În spaniolă, pohorâta, da. Da, deci ai spune, băi, frate, de că ce mare și ce așa tare imperiu. O chestie pe câteva zeci de hectare în Tizen, nesemnificativă. Cu firmă de pază, da. Da, poate alea, adică plătite, bineînțeles, din pensie, din pensia lui Mamuca, lui Tatuca, lui, dacă mai sunt, sau mă rog, din cine știe ce alte donații, etc. și așa mai departe. Deci nu se întâmplă nimic în zona asta, deci exemplul este foarte bun, la fel cum în Cîmpeni Constantinescu, adică omul stă la trabuce, stă la beri, stă la fast food-uri, își face noul, că e un nou, deci asta e o chimioterapie de tip nou. Cu trabuc, cu fast food și cu bere. Adică de? El în scrumieră pune muc peste muc de țigară, da, sau muc peste muci, muci de țigară. Da. Da, și omul face chestia asta și nu poate fi transportat de acolo pentru că nu mai, aproape că nu poți să-l mai bagi în avion pe ăsta. Înțelegi? El fiind nicușor. Da. El fiind nicușor. Da. 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 Un nicușor decât în mărime. Spuneam, deci s-a chinuit și Aurel Olărean și chiar s-a năcăjit. Mi-aduc aminte de prin 2007, că am văzut la un moment dat presa povestea despre adventurile. Da, ei cântau faptele, da, de balada lui Oli de la Rădăuț, știi? Și spuneau de împușcături sub culoare de lună, spre exemplu, de polițiștii pe care i-a oprit în trafic, i-a dat jos din mașină, i-a pus cu mâinile pe gard, ceva de genul, știi? Ca în filmele cu comisarul acuză, cu ea, știi? Nu, comisarul Moldovan. Nu, comisarul Rex. Da, știi? Deci, pac, cu ridicat mâinile pe aia, băi, voi și cătați, voi sunteți în misiuni, nu? Ia, hai, colea, marș frumos și la poliție să vă dau eu vă două scatoalce. Sau episodul cu împușcăturile și cu un alt, de acolo, cu... Și cu paharul de șampanie din piscină din America de Sud. Din Dominicană. A fost secretară, da. Nu se poate. A avut aventuri. Nu, deci mă dezic de a nu cred. Nu, oare să fie... Nu cred, na. N-are cum. Na. Hmm? După care fata respectivă a primit o corecție dură din partea... a doi profesori universitari. Au fost multe, multe. Deci, da, deci Sachinin, spuneam, omul Sachinin. Deci e o culegere de balade. Da, 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 deci e într-adevăr, omul ar putea publica câteva lucruri, știi, că ar fi foarte interesant. Cred că s-ar vinde așa ca pâinea caldă. După arestare de vineri, a fost arestare. Ar putea face un reportaj cu numele Memorialul Plăcerii. Da. După arestarea de vineri, spuneam, el a fost ridicat la Rădăuz joi, într-adevăr, pe o perioadă de 30 de zile, măsurată de la Curtea de Apel București, primarul municipiului Rădăuț Aurel Olărean, urmează să fie suspendat din această funcție. Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a declarat că așteaptă ca instanța de judecată să remită un act oficial din care se rezulte că Aurel Olărean a fost arestat preventiv, potrivit articolului 71 din legea 215/2001, în cazul în care un primar este arestat preventiv, el este suspendat de drept din funcție. După ce instanța ne va înștiința de luarea acestei măsuri, vom emite ordinul de suspendare din funcție. De asemenea, potrivit articolului 72 din aceeași lege, pe toată perioada suspendării, prerogativele avute de primar vor fi preluate de viceprimar, spune prefectul. El a adăugat, după ce va primi decizia oficială a Curții de Apel, are obligația ca în termen de 48 de ore să emită ordinul de suspendare a lui Olărean din funcție de primar al municipiului Rădăuț. După emiterea acestui ordin, atribuțiile de primar ale municipiului Rădăuț vor fi preluate de viceprimarul Dumitru Ciobotariu. Deci, clar, în opinia mea personală, ceea ce se întâmplă la Rădăuț și care nu o să fie, nu-i singular așa, adică se va mai întâmpla, cred eu, pe aici pe acolo s-a întâmplat la Bacău, au muncit oamenii foarte tare să ajungă în situația asta, deci și-au dorit-o cu ardoare, îmi și închipui prefectul și Cătălin Nichifor și așa mai departe, cum știi? Așteaptă să vină sentința, așa e cu pixul, știi? Să vină sentința ca să pot să semnez și să... În 48 de secunde, mă. Ce are 48 de ore? Adică vorba de secundele care nu... De cât e de mare semnătura, știi? Că s-ar putea să termine chiar și câte prenume are prefectul, da. Câte prefectul, da. Că, nu pe principiul lui Călin Popescu, Anton, mai era ceva, dar am uitat, Constantin, cred că, nu, Tăricianu, până am ajuns la el, Aldea, ce-o mai fi avut el, habar n-am, deci nu, până s-a lungit.
Inimă, da, da, concluzia inimă zbordanic, pe bună dreptate, pe bună dreptate, dar omul este inimă zbordanic în sensul pregătit, el este un tip foarte inimos și pregătit să conducă România. El este un mare inimos, da. Da, mai mult decât. Am găsit poate niște imagini interesante, nu le-am găsit, adică nu putem trece la știrea bombă. Nu poți să crezi. Cum era și vorba aia, ce este un monolog. Un olog de un picior, dar ce este un biolog, un olog de ambele picioare. Da. Universitatea Ștefan cel Mare organizează a treia sesiune de admitere. De ce? Pentru că au foarte multe locuri probabil rămase neocupate. În această etapă sunt scoase la concurs locurile rămase neocupate în celelalte două sesiuni de admitere. Am avut săptămâna trecută invitați din zona universitară, încercau să promoveze, în opinia mea, tardiv, foarte tardiv, nu? Adică puteau să facă această promovare probabil într-o colaborare cu noi, cu alt, nu? Puteau să o facă de câteva luni de zile. Dar să ce bun atâta grabă, dar ați văzut că și pe pachetele de țigări scrie fumatul ucide încet. Atunci de ce? Adică au timp. Au timp și au părerea timp. Mea s-ar putea să fie și a patra. Da, asta spuneam. Adică dacă nu o să meargă cu a treia, s-ar putea să meargă cu a patra. Din păcate spun. Universitatea din Suceava. Și sunt mașini care au și șase viteze, adică poți merge și cu a șasea, nu? Liniștit. Universitatea din Suceava organizează începând de astăzi un nou modul de admitere pentru locurile rămase neocupate în urma celor două sesiuni de admitere din acest an. Potrivit calendarului aprobat de Senatul Instituției, în perioada 15-22 au loc înscrierile, urmând ca pe 23 candidații să susțină probele de concurs. Sesiunea suplimentară de admitere organizată de USV se va derula în paralel cu sesiunea de toamnă, care este în plină desfășurare. Dacă sunt pentru aflarea mai multor detalii legate de așa ceva, o să puteți consulta site-ul universității www.admitere.usv.ro. Acolo o să găsiți toate informațiile și noi am găsit imagine, nu le-am găsit. Cred că nu. O zis că da? Sau zis că lasă-mă în durerea mea că le caut? Nu? N-a folosit cuvântul durere. Altceva, dar mă rog. Dacă vorbim undeva, trecem și noi de chestia ca să, nu? Să găsim, că nu o să găsim imagine, să putem discuta despre ce s-a întâmplat extraordinar, ca să zic, în Suceava la sfârșitul săptămânii trecute. Până atunci, de ziua de astăzi, un nou an școlar, aproape 120.000 de preșcolari și elevi din județe revin astăzi la cursuri. Aproape 120.000 de preșcolari și elevi suceveni revin astăzi în bănci după ce au avut parte de o vacanță mai aproape 3 luni de zile. Mai exact 119.824 de copii și tineri însumând toate nivelurile de școlarizare preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional și post-liceal revin astăzi în bănci. Și am văzut o inițiativă interesantă a ministrului, deci nu o să avem preprimar, o să avem prenatal. Înainte de, o să fie toți copiii care vor din prenatal, preprimar, primar și așa mai departe, se vorbește din ce în ce mai mult copiii în stadiul făt, fiind încă în locul cel mai sigur pe care trebuie în musea să-l părăsească, e vorba de burta mamei, nu? Vor fi dotați acolo cu laptop și le se vor, nu? Nu, deci vor fi dotați înainte de burta mamei, încă de pe plaja de la mare. Aha! Deci acolo vor fi dotați cu de ultimă generație, acolo vor fi cu smartphone-ul în primă fază, după care vor trece la laptop, că e mai mare, știu, pune mama pe burtă și el de acolo dă cu, știi, cu degetul într-o parte sau în cealaltă. Deci, probabil că așa o să amai, înainte de primar o să vină prenatal. Dar vedeți, adică post-natal. Ce fel de țară este Românistanul? Vine ministrul și vorbește de laptopuri, de detoare, nu știu ce, și în județul Suceava 400 de școli nu au grup sanitar. Adică între nivelul discursului și realitate este o prăpastie care tot se mărește, nu se micșorează. E precum prăpastia de la Rarău, o să discutăm și despre Rarău, care este din ce în ce, nu, e mai frumoasă și e pusă în lumină cu această nouă investiție. Rarău, drum rău, da. Da, Rarău, drumul oaselor. Structura anului școlar 2014-2015, aprobată de Ministerul Educației Naționale, este similară celei din anul școlar trecut. Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Semestrul debutează astăzi, semestrul 1, și va avea cursuri în perioadele 15 septembrie-19 decembrie 2014, 5 ianuarie-30 ianuarie 2015. Copiii din învățământul primar și de la grădiniță vor avea vacanță între 1 și 9 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată în perioada 20 decembrie-4 ianuarie, iar vacanța intersemestrială începe sâmbătă 31 ianuarie și se încheie duminică 8 februarie 2015. Cursurile semestrului 2 se vor desfășura în intervalul 9 februarie
20 iunie 2015. Anul școlar 2014-2015 debutează fără schimbări în ceea ce privește organizarea examenelor naționale și admiterea în liceu. Spuneam, îl avem în continuare pe Abraham Burel acolo și atâta timp cât el este acolo, lucrurile sunt în regulă. Și dacă ați văzut, școala începe, iarăși copiii din Revelion pleacă direct la școală. Pe 4 ianuarie începe din nou școala. Da, dar foarte repede. Adică, nu, e o altă măsură luată atunci când trebuia de către Ministerul Educației, reprezentat foarte bine de Abraham Burel. Îl avem și pe al nostru, dar până atunci, hai să vorbim de mare investiție. Da, exact. Nu? Nu, dar nu, să dăm mare. Deci nu avem cum. Poate ne reușim și ne găsim și imagini, dar avem imaginile care ne ajută și din ziar. Subtitlul infrastructură, în pagina 3 din monitorul. Ce am spus o glumă, nu? Deci... Nu, deci când vrei să spui o poartă la care poți să vede liniștit, spui infrastructură în Suceava, nu? Și începe, da. Investiții, nu? De ceva de genul, adică de unde, nu? Nu, da, pe bune acum, infrastructură, râsul este justificat. Da, dar știți de ce i-au reușit să fac un drum cu o bandă? Pentru că ploaia i-a împiedicat să fac și a doua bandă acolo. Cu o jumate din bandă. Da, o jumătate de bandă, adică da. Să nu exagerăm totuși. E vorba de o jumate de bandă, da? Deci ăla nu e drum rutier, ăla e drum pietonal, nu? Da, deci au reușit un drum pietonal. Clar nu. Deci un drum pietonal l-au făcut, un drum rutier n-are niciun fel de legătură. Eventual pentru skate, pentru habar, troller, biciclete, ce știu eu, într-o oarecare măsură ATV-ul, depinde de mărimea lui, dar într-o oarecare măsură poate ATV-ul, dar să nu exagerăm, adică scooterul... Merge. Acolo nu încap două căricioare de supermarket unul pe lângă altul, nu trafic rutier. Deci, și am mai dat și un nume. Adică, au zis să ăștia au făcut Transalpina. Adică au scremut o mărgică și au zis, doamne, hai să-i dăm un nume pompos. Da, e cu de-aia, cu lacrima, că au scremut-o foarte tare și au zis Transrarăul. Nu? Da. Păi e. Da, super tare, da. Transrarăul. Hai să o reluăm, nu, că e o temă, chestie serioasă, îl văd aici, președinte Consiliului Județean Cătălin Nechivor, că este foarte, foarte prins în Transrarăul ăsta. Bine că nu-i Michael Jackson și da. Bine că e doar prins, da. Drumul Comorilor între Chiril și Pojorâta a fost inaugurat sâmbătă. Și dacă tot vorbim de Drumul Comorilor, să nu credeți că doar măcărim de dragul de a măcăni. Ia, hai să vă arătăm așa, în toată splendoarea, niște imagini. Hai să vedem așa un pic, să vedeți cum arată cărărușa. Un pietonal, da. Cum arată un pietonal, îl putem mai aproape un pic, mai focusa așa un pic, adică putem... Dacă da, drumul nu, președinte. Nu, deci președintele nu, că e mai greu un pic acolo la el, dar drumul nu, în toată splendoarea putem? Ia că putem, ia că nu putem. Putem? Are să-l fie în regie, sau nu? Schimbăm? Gata? Și eu? Mai fac o dată? Ia! Nu ca să vedem exact dimensiunile cărării, știi? Nu? Subtitlul pompos. Voilà. Da, titlul pompos de infrastructură, da. Și denumirea Transrarăul. Ăsta-i. Da. Asociat cu Transalpina, Transfăgărășanu, Transrarăul. Bă, mă! Deci, e un picuț, nu? Mai mult decât hazliu. Este, nu știu cum să-i spun eu. Genibil? Da, cel puțin genibil și cel puțin infantil, aș spune. Adică cum să faci chestia asta vorbind de o bandă? Și mai și lauzi cu chestia asta. Băi, deci era anunțată investiția, va face, va drege un drum extraordinar. Noi ne miram că termina atât de repede în ciuda ploilor abundente din zona respectivă. Mai mult de atât. Dar am zis, băi, deci n-am trecut și noi prin zona aia. Adică suntem și noi decât suceveni, da? Am trecut prin zonă, știam ce cărărușă e acolo. Și am zis, băi, dacă faci așa o investiție, bă, faci un drum acolo. Deci drumul în accepțiunea noastră, bă, că așa suntem noi, bai cu... Are capul. Măcar două benzi, măcar da? Măcar două benzi și benzile alea sunt măcar de 4 metri una. Adică și mai are și acostamente pe o parte și pe alta. Am zis, băi, frate, din ce cărare era acolo, dacă face, de ce vorbești? Deci deja am zis, wow, are să spargă tot, tipare, tot ce știm noi. Bă, și a spart. Da, orice frumos, tipar, da. Orice tipar. Deci nicăieri în lumea asta, nicăieri, nici în țările bananiere. Da, nu mai este așa un drum, da. Deci un drum ca ăsta, inaugurat sub numele de Transrarăul. E premieră mondială. E premieră mondială. Deci asta e clar de Guinness Book of Records. Asta e clar de cartea recordurilor. Deci așa ceva nu există. Nici aia din țările bananiere nu-și permit așa o, cum să-i spui,
așa o jignire la adresa tuturor... La adresa noțiunii de drum. Noțiunii de drum. Adică nu merge, frate. Cum adică să spui că ăsta e drum, că ăsta e o cărărușă? Adică acolo, ideea este să nu încercați. Și vă dați seama ce înseamnă acolo coborât, în condiții de iarnă, când ai porțiuni de gheață pe așa ceva. Nu, dar drumul ăla închide iarnă. Ăla e pericol public acolo. Pentru că începe cu trans, da? Asta a fost și ideea. De asta au dat denumirea. Nu, Transra, rău. Da, e da. Transra, rău. Pentru că este rău cu rău la urmă, dar începe cu trans și pentru că vorbim de trans Făgărășan, trans Alpina, care se închid, da. Da, și, da, și toate, da, și toate astea se închid la un moment dat, inclusiv transsexualul. Deci transra rău pe motivul trans, da, pe principiul trans, se va închide pe timp de iarnă, adică dacă se închide trans Făgărășanu, trans Alpina, se va închide și trans Rarău. Deci se va circula doar un picuț în lunile de vară, în lunile. O săptămână, două pe vară și probabil acolo o să vedeți un serviciu de pompieri nou, care să fie doar pe drumul ăla, nu? Eu îl bănuiesc pe președintele Consiliului Județean că, gelos fiind pe realizarea primăriei Suceava cu skate park-ul, au zis, dom'le, dacă asta a fost o investiție în municipiu, hai să facem și noi investiție în județ. Și, de fapt, acolo nu este un drum, ci o pistă pentru skateri, nu? Am înțeles. Deci, de fapt, acolo asta s-a întâmplat acolo. Da, exact. Da, și pentru iarnă probabil va fi o desăniuș. Da, nu? o pistă desăniuș. Adică o să merge acolo, se poate cu Bob, o să poate, poate cine știe, la Jocurile Olimpice care o să aibă loc și în Suceava. Pe Rarău, da. Nu? Și pe Rarău acolo să vină și să spună, băi, deci avem o pistă de pentru, Bob. De Bob, nu? Bob Marley sau de Bob, care o fi el, da? Deci avem o pistă de Bob extraordinară, frate, și nu? De una este de renume internațional. Pistă de Bob iarna. Nu? Eventual pe porțiunile mai drepte vara, cât încă nu-i dat drumul, e o pistă de popice, s-ar putea să fie, nu? Să faci acolo un frumos concurs de popice, după care poți pe perioada verii să-l folosești pentru bicicletă, scutere, mers pe jos. Dar toate astea cu atenție și trolere, să nu uităm. Și toate astea foarte, foarte mare atenție, pentru că și așa deja am spus prea mult. Deci dacă se întâlnesc doi bicicliști, știi cum merg bicicliștii ca să poată merge, nu așa fac. Ca motocicliști. Da, că se dau pe o parte așa un pic, știi, pe principiu, highway trecem, hai ca să putem să încăpem amândoi. Că pe cărărușa asta, mașinile, să avem rezon. Cum bă să faci așa ceva și să te mai și lauzi? Nu, dar pe bun, cum să faci mașinile? Infrastructura asta. Nu? Da. Cum să faci glume de genul ăsta și să spui, bă, dar infrastructura în Suceava a primit o grea lovitură. Și-l vezi pe președinte, sunt, bă, greu a fost. Bă, greu a fost. Nu, dar e supărat, uite, băi, greu. Deci, încă un drum făcut cu cap în județul. Încă o realizare, băi, da. Băi, frate, câte chestii am făcut în Suceava de când sunt la conducerea Consiliului Județean? Bă, câte chestii am făcut, băi, frate. Să sperăm că viitorul președinte a Consiliului Județean va face și cea de-a doua bandă acolo, da. Cum, nu tot el? Aici știți ce au făcut ei acolo? Ca și cum ar veni un editor cu o carte în care are doar coperțile și în interior paginile goale. Spune, n-am mai avut bani și de interior. Da, făcut acum doar coperțile. Da. Da, o să le facem. Acum nu o să le facem. Jumate din treabă e făcută. Viitorul președinte să facă și cea de-a doua bandă și chiar iese drum acolo. Da. Și chiar da, o să putem să-i spunem un drum sau măcar să facă, cum au făcut ăștia bucata asta de drum rapid, știi? O bandă și jumătate, știi? Da. Măcar ceva, așa, că doar nu o să urce. Păi așa nu e rău tot ce acum, dar ce are de urcat cu tirurile pe drumul ăla? Exact, da. Adică, nu, adică băi, urcăm cu tirurile, urcăm cu... Și având în vedere că datele statistice arată că turismul județul Suceava, media de cazare e 2,9 zile... Păi în 2,9 zile nici nu au apucat turiștii să ajungă sus, că au și plecat din județ. Și atunci e o investiție inutilă. Noi nici nu avem un aflux de turiști acum așa mare. Acum s-ar putea să mai faci o chestie. Eu cred că ar fi o inițiativă bună. Am putea să-i o spunem președintelui. Deci dacă totuși să folosească banda doar pentru urcare, spre exemplu. Adică e pe principiu, bă, nu cu mașinile personale. E sens unic, da. E pe sens unic, știi? Să meargă pe de-o parte. Ori într-un sens, ori în celălalt. Să coboare și se întoarcă prin Vatra Doniei Iacobeni din nou, da. Pe unde vor ei, până la urmă, să se întoarcă e problema lor? Că până la urmă și la pistele de schiat, da, la pârtile de schi, nu urci tot până ai coborât. Nu, urci o dată, da. Exact. Și iar tot așa, știi? Ei, de-aia am spus că s-ar putea să fac o chestie asta cu sens unic și eventual poate să fac o chestie de genul, lăsați mașinile la vale,
urcați cu transportul nostru, adică cu o mașină care merge numai în sensul unii, face un soi de bocăniță sau ceva de genul ăsta care merge numai la deal, da? Și de acolo vă asigurăm, salută demnitarilor pe care filmați astăzi, da? Ok. Care demnitar? Cine știe? Ce prindem și noi? Dar spuneam și înapoi, poți să mergi cu parapanta sau cu parașuta. Da, parcă ar fi vreo diferență între demnitar. Da, parcă ar fi vreo, corect. O care tot aia. Tot acolo, corect. Nu, și înapoi ce spun, dacă veneam, deci urci cu ăla și înapoi cobori cu parapanta sau cu parașuta. Parcă cu parașuta mai degrabă decât cu parapanta, ci că e mai sigur. Dar, mă rog, una dintre ele, știi? Nu? Că rest investiții, Transrarăul. Bă, cum să-i spui Transrarăul la bătaia asta de joc? Cum să duci în derizoriu Transfăgărășan? Acolo, Vidraru, baraj. Nu, deci acolo e o lucrare complexă, bă, făcută de comuniști. Pe vremuri, care are două benzi în cap mașină. Mai stau meserii față de ăștia la alții. Bă, cum să iei la modul, la miștocărea la asta, așa ceva? Bă, Transalpina, făcută de ăștia la alții. Două benzi, benzi, nu bătaia de joc. Nu, cum să-i spun eu, scremuta asta pe care am făcut-o noi aici, adică nici măcar bandă, nici măcar o bandă, mai puțin de o bandă, da? Și cum să te compari tu să spui Transrarău și să duci în derizoriu Transfăgărășanu sau Transalpina, nu? Adică, da, ar fi, nu? Chestia cu rușinică ar fi numai bună, nu? Li s-ar potrivi, da. Și greu ne-a fost, și greu ne-a fost, și nouă, la fel de greu, poate chiar mai greu, am spune noi. Da, spuneam de școlarii care încep astăzi și încep cursurile, o să fie aglomerație de demnitari, bineînțeles, arhicunoscutul senator de Suceava, cel care, datorită căruia lucrurile în Suceava stau fabulos, e vorba de, cum îl cheam pe avocat? Neagu, că nu venea nici nu atât de... Ele mai mult de Rădăuți. Da, nu, dar e, dar Suceava... A, județul Suceava. Județul Suceava trebuie să aducă osanale, mulțumiri, pentru că are un om de asemenea experiență, de asemenea anvergură, la care se gândește așa mai departe, și care n-a făcut nimic tot mandatul, absolut nimic, decât că s-a plimbat de la un partid la altul, deci a venit, a plecat, el mi se pare că a ajuns pe varianta PPDD, dacă nu mă înșel, în Parlamentul... Nu, pe USL a ieșit. Pe USL, așa. Pe USL a ieșit, dar varianta oare PNL? Nu, tot pe ce am impresia. Pe ce știu că s-a transferat parcă la PC, dacă nu cumva. Dacă am impresia că a plecat și s-a întors. Ceva știu, mă rog, ceva de genul ăsta, dar parcă totuși, în fine, tot un fel, a venit, cam asta ideea, și singurele mari realizări pe care le-a făcut în acest mandat și care sunt evidente în Suceava, este că n-a ratat momentul de a se poza alături de Victor Ponta la Dumbrăveni, să fie acolo prezent în colegiul domniei sale, pentru că nu, el e marele senator de... Măcar Constantin Eugen Uricec a avut bunul simț și nu s-a băgat chiar lângă Victor mai în spate, un pic în spate, a zis, domnule, hai, lasă, nu... Deci, la fel, pazi, foarte cunoscutul Constantin Uricec, îl știți, nu? Deputat de Fălticeni. Cei din Fălticeni, care știu mai degrabă, pentru că nu acolo, să spunem, rezultatele luptei... Că fălticenenii cunosc foarte bine activitatea, că doar de-aia l-au și votat. Tocmai asta spun, adică rezultatele luptei parlamentare se văd și prin prisma a ceea ce face... Eu cred că cei din zona Fălticeni au votat în cunoștință de cauză. Eu asta îi bănuiesc. Putem să folosim așa, ca să zicem că am uitat, doar să punem în față un necunoștință de cauză? Nu, în cunoștință de cauză. Adică știu ce au făcut. Au făcut, da, exact. Au făcut și așa trebuiau să fac. Mi-am aminte de o femeie care aducea o sanale, spre exemplu, în campania electorală, un anume politician a ajuns astăzi senator, tot zona Fălticeni reprezentând, pentru faptul că implicarea lui a făcut ca într-o zonă, într-un sat bogata, să se facă o fântână. Deci îți dai seama, nu? Apă. Deci ce vorbi? Așa suntem noi, de fapt. Atât suntem noi. Nimic mai mult decât atât. Universitatea din Suceava încearcă să-și rezolve problemele cu locurile de cazare. Fostul hotel clasic transformat în cămin studențesc din această toamnă e o clădire pe care cei de la universitate la un moment dat au achiziționat-o. Era un corp al fostului hotel, că sunt două corpuri, nu știu cum, așa, unul dintre ele le-a cumpărat. Au investit acolo circa 200.000 de lei pentru ca fostul hotel de pe strada universității să poată deservi studenții. Odată cu transformarea clădirii în cămin, universitatea mai câștigă 42 de locuri de cazare, cel puțin asta
spune presa de astăzi. Avem, bineînțeles, și o știre, se vorbește despre ce s-a întâmplat la Dumbrăvene. Cum ce s-a întâmplat la Dumbrăvene? La Dumbrăvene s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, adică a fost bani guvernamental contra voturi, asta se întâmplă la Dumbrăvene. A fost trocul, nu? Deci am văzut o imagine a trocului în forma lui pură. Deci cum? Au venit, au spus că ce? Băi, uite că noi asta vrem să facem, am făcut, dar am să fac așa o comparație un pic. Premierul Ponta a inaugurat ieri o grădiniță nouă în comuna Dumbrăveni, spune presa. Guvernul a alocat fondurile necesare pentru finalizarea investiției și primul ministru a promis că dacă lucrările vor fi finalizate înainte de 15 septembrie, va fi prezent la inaugurarea noii grădinițe. Uite, văd acolo într-o grupare remarcabilă, aș spune eu, premierul, alături de Neagu, alături de Eugen Bejenariu. Știți cine e Eugen Bejenariu? Întreb. Un bucureștean născut în județul Suceava. Da. Și plecat mai departe, rămas în București și, și deputat de Suceava pe colegiu din care face parte și Dumbrăveniu, colegiu Siret, să spunem așa, prezent și el acolo în inaugurare, bineînțeles și Cătălin Nichifor, toți acolo prezenți și pregătiți să facă baia de mulțime și să-și ridice laudele, da? Victor Ponta l-a felicitat pe primarul Ioan Pavel că s-a ținut de cuvânt, iar Comuna Dumbrăveni a primit drept cadou din partea guvernului un microbuz școlar. E ok, bun, până aici super în regulă, toată lumea acolo a fost mulțumită, premierul Cică României s-a interesat de stadiul lucrărilor de la Spitalul Municipal Fălticeni. Păi, frate, care spital? Deci cei din Fălticeni știți unde e spitalul nou? Ați fost să vedeți cum arată și cum e, cât mai trebuie și când se vor primi cei bani? Ci că ca spitalul din Fălticeni să fie gata, ci că primarul Comal ne-ar fi spus ceva de genul că mai are nevoie de 12 milioane de lei. Noi. Facem o traducere? 120 de miliarde de lei vechi. Bă, dar banii ăștia din totdeauna trebuiau la Fălticeni. Adică, dar au primit ceva bani, întreb. Deci s-a mai făcut ceva la spitalul din Fălticeni? Nu. Are să mai facă? Nu, deși. Știți de ce? Pentru că luna decembrie, adică luna alegerilor, că decembrie e luna cadourilor, vine foarte repede. Da. Adică tot ce se mai dă bani se dă până la alegeri, până la turul 2. Toate promisiunile financiare, până atunci vin. Da, după ce trece turul 2, hai să fim, m-am păcălit de data asta, gata, hai, adică la revedere. Adică, pe principiu, să ne scuzați că așa e... Ne vedem peste 5 ani de acum, nu mai... V-am tras-o încă o dată, dar asta pentru că ați vrut voi și pentru că ne-ați lăsat și pentru că ați fost participativi, așa, nu? Și nu se va întâmpla nimic. Deci, fiți liniștiți. Spuneam doar că a venit un microbuz la Dumbrăveni. Ok, o investiție foarte bună. Ne întrebam de ce n-a fost, spre exemplu, la Sălăgeni, care tot în comună Dumbrăveni, să vadă cum arată și școala de acolo. Și restul 400 de școli. Și câte pregătite și celelalte 400 de școli, care nu sunt, din punct de vedere sanitar, autorizate, să vedem cum sunt pregătite sau nu. Acelea sunt adevărata realizare a guvernării. Corect. Și, spre exemplu, cum de n-a ajuns, să pun și eu o întrebare. N-am văzut un microbuz școlar. Am văzut microbuze școlare date de către Guvernul României, către Republica Moldova, spre exemplu, dar n-am văzut către Republica Mileșău dat un microbuz școlar. E un exemplu pe care mi-a venit așa în minte. De ce? Dal dracu, ar spune noi. E uite așa, luăm publicitate, ne reîntoarcem pentru că mai avem ceva. Eu mă retrag, fug la școală. Am înțeles. Da. Deci, pe mâine atunci. Deci noi, dacă îmi permiteți, ne vedem mâine. Da, weekend plăcut pe mâine. Nu pot să vă rup de fuga către Adamâna cu fuga primarul. De Bach, de Johann Sebastian de Bach, Bach, da. O să vă întâlniți acolo cu primarul Sucevei, nu? Care să-l privesc de la mare distanță, nu? O să fie aglomerați în jurul lui. O să fie aglomerați, da, clar. Sigur că da, e prima zi de școală. Deci, pe mâine, o zi de cât fabuloasă, domnule Botezatu, noi ne permitem să luăm un pic de publicitate, după care ne reîntoarcem și mai povestim două, trei chestii. Revenim. Tata.
Dan, am întors înapoi să mai povestim câte ceva, evident, de școală, mai avem puține minute. În ultima zi de vacanță, 30 de ghiozdani în chiurichiție școlare dăruite de poliție și suceveni unor copii, spune monitorul în pagina 10-a. Numai puțin de 30 de ghiozdani cu penare și chiurichiție școlare au fost oferite duminică, cu o zi înainte de începerea școlii, unor copii din municipiul Suceava și comuna Șcheia, ele provenind din familii cu posibilități financiare reduse. Acțiunea poliției desfășurată prin intermediul polițiștilor compartimentului de analiză și prevenire a criminalității a beneficiat de sprijinul Romanian Children Humanitarian Foundation, un partener al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în proiectele desfășurate în ultima perioadă. Este un mesaj clar al polițiștilor care îndeamnă pe copii să meargă la școală, să aibă rezultate bune pentru a deveni un sprijin pentru comunitate și a dezvolta un comportament adecvat. Vom continua derularea de activități pentru creșterea gradului de securitate atât în incinta unităților de învățământ și în zona de adiacente, cât și pe traseele către școli, a spus cel care s-a ocupat de această acțiune. Este vorba de subcomisarul Ionuț Iepureanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Județului Suceava. E de lăudat o asemenea acțiune, chiar este de lăudat. Hai să vedem dacă găsim ceva și prin cum nu să dăm cezarului ce este al cezarului. Vorbim de școală și pentru că e 15 septembrie și începe școala, haideți să vă spunem despre inspectorul școlar Gheorghe Lazar. Profesorii să lase greutățile la ușa clasei, spune într-un interviu pe care l-a dat celor de la Claienou, profesorul Gheorghe Lazar, inspectorul general al Inspectoratului Suceava. Am spicuit și noi câte ceva și am încercat să vedem unde anume a scofulcit-o, ca să spun așa, inspectorul general. Par exemplu, întrebare. Domnule inspector general, sunt pregătite școlile pentru noul an de învățământ cu tot ceea ce înseamnă aceasta, începând de la manuale și până la infrastructură? S-au desfășurat tot felul de consfătuiri și ați fost prin școli în ultima perioadă? Care este situația? Sunt reparate, igienizate? Aceasta este întrebarea reporterului. Răspunsul a sunat și sună așa. Toate cele 813 unități școlare din județul Suceava, din care 219 cu personalitate juridică și 594 de structuri, sunt pregătite pentru începerea în condiții normale a noului an școlar. Au fost igienizate spațiile școlare la interior și exterior cu resurse provenite de asociații de părinți. În majoritatea școlilor în care s-au constituit acestea, s-au dotat cu materiale și mobilier, s-au înfrumusețat săli de clasă și grupe de grădiniță. Asta spunea deci la începutul interviului. După numai încă două, trei întrebări, la a patra întrebare sună cam așa. Câte școli sunt autorizate de Direcția Sănătate Publică Suceava? Și răspunsul este unul halucinant. Eu aș fi tras concluzia, motivat de prima întrebare, că e vorba de 813. Nu. Sunt 265 de școli cu autorizație sanitară de funcționare, spune cu nonșalanță inspectorul general Gheorghe Lazar. Bine, domn inspector, dar cum e treaba cu cele 813 unități care sunt pregătite pentru începerea în condiții normale, spuneți dumneavoastră, a noului an școlar? Păi orică că. Păi ori e albă, ori e neagră, adică nu e gri. Nu? Păi ori ați greșit socoteala din primul, nu? Alea cu 813, ori aș scofulcit-o cu a doua. Dar eu zic că a doua reprezintă realitatea. Într-adevăr, sunt 265 de școli care au autorizație sanitară de funcționare dintr-un total de 813. Faceți dumneavoastră un calcul și o să vedeți cât de tare s-a implicat politicul care astăzi vine la adunat voturi în tot ceea ce înseamnă educația viitorului și a copiilor dumneavoastră. Asta este realitatea. Din 813, doar 265 au autorizație. Restul nu mai contează. Vine premierul, nu? Face inaugurări, taie pămlicuțe, e înconjurat de toată protipendata politică de aici, din Suceava, venită, evident, să participe la acest eveniment care a fost la Dumbrăveni, nu? Dar celelalte școli, ce facem cu ele? Te mai contează. De alea vorbim foarte tare, de alea povestim foarte tare, dar celelalte școli la care nu este de nișunile, o mai grăim. Bine, dar aia nu-s copiii noștri. Ba da, dar contează. Contează. Sau, mă rog, ar trebui să conteze și pentru dumneavoastră. Din păcate, cred eu că nu contează. Ne vedem aici și mâine. Fugim pentru că începe școala. Nu fugim, merem oarecum în șet, așa, dar a venit vremea să gătim emisiunea. O zi frumoasă astăzi, cel puțin să mă uit să văd să nu spun prostie, adică măcar acum să nu dau un acum nu, dădeam bine.
Deci spuneam o zi frumoasă de dimineață, soare de dimineață, soare va fi pe parcursul întregii zile, or fi și ceva norișori pe aici pe acolo, cel puțin asta spun specialiștii, dar o maximă de 23 de grade, o minimă de vreo 12, ceea ce ne spune că încă este cald, încă avem parte de o toamnă frumoasă. Se pare că ne vom întinde așa toată luna septembrie și luna octombrie, chiar cu o primăvară lungă, o primăvară, o toamnă lungă și frumoasă. Și de ce nu? Poate și la anul unde am ajunge sănătoși o primăvară frumoasă. Iarna pe undeva în clo, pe la jumatea lunii noiembrie. Vine iarna din toate punctele de vedere. Dacă ies să fer, Doamne, cine zic eu până ar trebui să iasă, o să vină iarna și financiar și iarna. Toate alea însă în clo. Mai grăim. Până atunci însă, să aveți grijă de dumneavoastră, spălătură, culoare, să nu uitați să vi le faceți, să fiți frumos, să fiți la fel, luni, marți și miercuri aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!